Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un nou tutorial de machiaj. Vom și povesti astăzi câte ceva și subiectul clipului de astăzi va fi make-up artiști și youtuberi, pentru că am să vă povestesc o pățanie și o pățanie de așa nu. În primul rând să vă zic să încercați să fiți voi mai bune mereu, mai oameni. Să nu judecăm așa de repede. Dacă data trecută am avut un machiaj mai rotunjit, astăzi vreau să-l fac un pic mai alungit. Și de data aceasta am să încerc să îl fac cât mai ușor de realizat pentru voi. Bineînțeles, mi-am aplicat deja bază. Sprâncenele le-am făcut acum de data asta, pentru că data trecută m-am cam întins cu sprâncenele. Am fost acum 2 ani, parcă, la un masterclass unei companii de cosmetice. M-au chemat să particip acolo la machiaj, s-au prezentat, nu mai știu, câte 2 machiaje și tot a fost super ok, până când make-up artistul a spus că doar de aici ai ce învăța, nu de pe YouTube. Și, într-adevăr, sunt unele canale sau unele persoane, unele fete care sunt foarte, foarte tinere și nu au chiar o cunoștință vastă între ale cosmeticii sau ale make-up-ului sau amestecă culori care nu se potrivesc. Dar asta nu înseamnă că e treaba ta să o judeci sau să le judeci pe persoanele alea. Fiecare învață din greșeli. Și chiar nu mi se pare ok ca un eveniment public să spui că de pe YouTube n-ai ce învăța sau fetele care machiază pe YouTube habar nu au. Pentru că sunt foarte multe persoane, inclusiv la noi în România, care oferă foarte multă informație gratis. Și sunt fete foarte bine instruite cu cursuri, chiar dacă sunt YouTuber, cu ore în șir de învățat și ar fi foarte, foarte fain dacă nu ne-am mai judecat atât. Pentru că nu avem noi de unde să știm cât a învățat fata aia sau cât n-a învățat fata aia. Și încă ceva, chiar am observat că make-up artiștii sunt unii care mai degrabă judecă youtuberii, dar nu prea am văzut youtuberi care să judece make-up artiști. Am fost foarte plăcut surprinsă să fiu la un alt masterclass și la un make-up artist foarte, foarte mare. A fost chiar opusul a celuilalt, chiar i-a plăcut, adică chiar urmărea și ea ce se întâmplă pe YouTube. Mă rog, cred că nu la noi, dar în străinătate mai mult și în Rusia. Deci există și oameni mult mai ok, dar cum ziceam și în celălalt clip, bullying-ul e la zi, toată lumea trebuie să comenteze despre alții și chiar nu e ok. Cum am trecut și la pleoapa inferioară, va fi un machiaj mai extins puțin. Fac tot așa nuanțe calde pentru că am să integrez și un pic de mov. M-am gândit să fac și un machiaj cu mov, dacă doriți să vedeți, pentru că este o culoare foarte cerută în machiaj, dar e un pic și mai dificil să o integrezi dacă nu știi cu ce culori să o combini sau cu ce ruj, pentru că poate ieși un dezaster. Deci chiar poate ieși horror. Dar nu e foarte greu de combinat. Ei, și asta voiam să vă zic, să lăsăm fiecare să-și facă treaba și să încercăm să fim noi mai buni decât am fost ieri, nu mai buni decât vecina. Acum iau o culoare mai bordo, așa, țiglă și am să o concentrez aici în colțul acesta, atât pe pleoapa inferioară cât și pe pleoapa superioară și vin cu ea până în colțul intern, în pliu. Știți că pleoapa asta mea este mai căzută decât pleoapa mea stângă și cred că e din cauza că dorm pe ea. Dar mi-am cumpărat niște corectoare de pleoapă. Stați că vi le și arăt. Așa arată. De pe AliExpress. Ele sunt pentru asiatice, pentru că ele au monoliți. Le ajută să aibă pliu. Tocmai de aceea mi-am cumpărat și eu să-mi corectez pleoapa asta, dar să știți că, virgulă, cam uit să mi le aplic. Nu le aplic chiar zilnic. Însă am ținut să vă menționez, poate vă ajută pe careva dintre voi și sunt foarte ieftine. 1, maxim 2 dolari. Tot secretul în machiaj este să exersați. Am să aplic o nuanță de rose gold pe
la apă. Acum arată un pic dezastros, dar nu vă speriați. De obicei, când machiez pe cineva și vine persoana respectivă însoțită și fața ei arată așa ca a mea, acum se sperie și mă întreabă, așa o lași? Nu-i cam mult? Să știți că chiar e deranjant câteodată să auzi chestia asta, pentru că nu e lucrul final. Și dacă mergeți vreodată cu cineva la machiaj, să știți că mai bine e să așteptați rezultatul final decât să întrebați, pentru că nu faceți decât să pierdeți timpul și durează mai mult machiajul. Și chiar prietena mea, Ana, de la Beauty Barometer a făcut un clip de genul ăsta despre make-up artist. Am să vă las link-ul ei în descriere pentru că a fost foarte distractiv. Acum am să aplic un galben. Sper să nu fie prea puternic. Și un verzui mai metalic am să aplic. Să fie toți clipi-lipi. Cred că mai bine v-aș da un zoom. Și acum am să aplic un pigment. Dacă vreți, vă fac un clip doar cu pigmenți și despre pigmenți. Așa, să avem și un punct de lumină. Acum îmi aplic un creion negru pe linia inferioară și cu pensula mică și puffy. Am să creez aici un colț mai închis cu puțin negru. Și asta mai vreau să vă mai spun, că există loc pe pământul ăsta pentru absolut toți dintre noi, mai ales dacă ne-a lăsat Dumnezeu pe toți pe pământ. Chiar este loc pentru toți. Există loc pentru toți youtuberii, pentru toți make-up artiștii, mai ales că ziua are 24 de ore și oricum nu le putem munci pe absolut toate orele alea. Așa că trebuie să existe mai mulți dintre noi care fac sau facem același lucru. E absolut perfect normal. Iar acum urmează pata de culoare și pentru asta am să aplic un pic de bază, bază pentru fard aici, în colțul intern, și am să aplic un mauve albăstrui. Astfel, un pic de culoare. Acum, mi-aplic gene false și revin. Bun, dragile mele, am terminat de aplicat și machiajul feței și așa arată look-ul final. A ieșit un pic mai puternic decât m-am așteptat și gândit, dar este un look de seară. Poate fi purtat atât la un banchet, la un eveniment important, la nuntă, oriunde într-un loc de seară cu o petrecere. Este potrivit pentru toate culorile de ochi, așa că sper să vă placă și dacă îl recreați, dacă îl purtați, nu uitați să-mi dați un tag să văd și eu creațiile voastre. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, Mademoiselle Lauren. Acolo pe Facebook găsiți și lucrările pe care le fac pe alte fete, machiaje pe care le fac altor persoane și sper să vă inspire și acelea. Dacă aveți un eveniment sau vi se pare că vi se potrivește, atunci mă bucur tare mult că vă pot fi de ajutor. Dacă v-a plăcut acest clip și mai vreți altele de genul acesta, nu uitați să-mi dați un like pentru că mă ajută foarte mult și lăsați-mi și un comentariu și acela mă ajută foarte mult. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!